siguranță, uneori poate fi dificil să creezi un CV care să rezume propriile realizări, competențe, cunoștințe, abilități și merite. Cu toate acestea, există câteva reguli care te pot ajuta să ajungi la cea mai bună variantă a CV-ului tău. Maxim 2 pagini, ușor de citit și de urmărit, astfel încât angajatorul să observe imediat ceea ce îl interesează. Prenumele și numele să fie scrise cu litere mari. Menționează localitatea de domiciliu și dacă ești sau nu dispus de relocare. Este foarte important să deschizi CV-ul cu o foarte scurtă prezentare despre tine. Scoate în evidență cine ești tu și ce te motivează. În ordine invers cronologică, cuprinde perioada lucrată, compania, neapărat cu descrierea domeniului de activitate, și postul de ținut. La fiecare post, în parte, trebuie explicat rolul de ținut prin enumerarea principalelor atribuții. În ordine invers cronologică, menționează-le doar pe cele relevante pentru rolurile pe care le urmărești. Vorbește despre limbi străine, cu menționarea nivelului de cunoaștere a acestora, aplicații software, programe de operare, metodologii de lucru. Indică dacă deții permis de conducere și categoria aferentă. CV-ul nu este o poveste a vieții tale, ci un rezumat al etapelor esențiale prin care ai trecut și care te definesc ca profesionist. Un rezumat este un rezumat. Evită să depășești 2 pagini și cântărește bine orice informație crezi că mai trebuie să introduci. Orice vrei să introduci în CV trebuie analizat din punct de vedere al relevanței și utilității pentru un angajator. Nu în ultimul rând, ai grijă să nu faci greșeli gramaticale. Pe angajator îl interesează atât responsabilitățile, cât și realizările. Pentru că trebuie să fii concis, rezumă-te la 2, maxim 3 realizări pentru fiecare job. Descrie-ți abilitățile cu exemple practice. De exemplu, o abilitate de construire a echipei ar putea fi instruirea unui grup sportiv de tineri. Folosește un format standard, dacă ți este mai ușor așa, deși este încurajată personalizarea. Dar fii original și renunță la rubrici care nu și-au rostul și care îngreunează citirea CV-ului. Folosește și un fond profesional și ușor de citit. Indică-ți prenumele, numele și data fișierului. Atunci când un potențial angajator primește și citește un astfel de document, are nevoie să afle repede cine ești, ce ai făcut și cât de aproape ești de profilul pe care îl caută. Trimite CV-ul în format PDF. Reține că primul sfert al CV-ului va fi primul lucru pe care îl văd angajatorii la deschiderea lui. Asigură-te că este plin cu cuvinte cheie pe care angajatorii vor dori să le vadă pentru a le atrage instantaneu atenția. Ajută recrutorii să găsească informațiile de care au nevoie. În jurul fotografiilor din CV există o mulțime de confuzii. Pentru unii, introducerea unei fotografii în CV pare complet străină, pentru alții o practică standard. Fotografia ar trebui să fie adecvată, profesională, de înaltă calitate și recentă. Când faci fotografia, dacă dorești să lucrezi în bancă, îmbracă-te corespunzător. Pentru alte roluri, casual business poate fi o potrivire mai bună sau chiar un format tipic a profesiei, de exemplu, jacheta bucătarului. Ia în considerare angajarea unui fotograf profesionist. Rezultatele vorbesc de la sine și nu este atât de scump pe cât ai putea crede. Potrivește-ți fotografia CV-ului cu fotografia profilului de pe LinkedIn. Angajatorii care se uită pe CV-ul tău și apoi te caută pe LinkedIn îți vor recunoaște rapid brandul personal. Nu distrage atenția. Nu-ți dorești ca recrutorii să se concentreze pe aspectul tău, ci pe abilități și experiență. Fără declarații de modă, coafuri nebune sau experimente de machiaj sau ochelari de soare. Nu supradimensiona fotografia. Poți părea grozav, dar nu dorești să ocupi spațiu prețios de care ai nevoie pentru conținutul CV-ului. O fotografie mică, de dimensiunea acelei de pașaport, în colțul din dreapta sau din stânga de sus al CV-ului, va fi suficientă. Ai doar câteva secunde pentru a-ți transmite mesajul. Așa că
scrie un paragraf persuasiv care să le spună angajatorilor de ce ar trebui să te angajeze. Să nu-ți fie frică să te lauzi și să-ți adaptezi profilul pentru locurile de muncă dorite. Evită să menționezi orice activitate care să sugereze aspecte politice, religioase sau credințe filozofice. Verifică de două ori informațiile personale, în special telefonul și e-mail. Fii sigur că nu există erori de dactilografiere sau de ortografie. Roagă o a doua persoană să verifice informațiile. Nu în ultimul rând, ca să mai ridicăm puțin din presiunea pe care o simți atunci când trebuie să faci CV-ul, e de reținut că acesta nu este și nu va fi niciodată mai mult decât un sumar a ceea ce ești din punct de vedere profesional. Alături de el, profilele tale din rețelele de socializare și calitatea brandului tău personal încep să devină cel puțin la fel de importante. Cât de mult te-ai preocupat de ele în ultimul timp? S-ar putea ca ușa pe care ți-o deschide un CV beton să fie închisă de trăznăile pe care le postezi în social media. Eu sunt Virginia Petrescu. Astăzi am vorbit despre CV, însă te aștept să urmărești și celelalte episoade dedicate candidaților, aici, pe TV Online, Piața Muncii cu Timpo. Așteptăm întrebările și comentariile tale pe contact@piatamuncii.info. Pe curând!